Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața Satului. Dragii mei, vă invit să rămâneți alături de noi pentru următoarele 120 de minute, deoarece v-am pregătit niște reportaje foarte interesante. Dar înainte de toate, începem cu un film educativ despre pesta porcină africană. African swine fever is a viral disease of pigs and wild boar that is usually deadly. There are neither vaccines nor cures. For this reason, it has serious socio-economic consequences in affected countries. The virus can persist for several months in the environment and in carcasses. Curing or smoking pork products does not always destroy it. Humans are not susceptible to the disease, but they can spread it through contaminated clothes or equipment. The clinical signs of African swine fever are variable and not always easy to recognize. Typically, diseased animals will show some or all of the following symptoms: high fever, weakness and reluctance to stand, vomiting, diarrhea, sometimes bloody, red or blue colored skin, particularly around the ears and snout, coughing and difficulty breathing, miscarriage, stillbirths and weak litters. Most of the diseased animals will die within 10 days. Domestic pigs can be infected in a number of ways, including contact with contagious pigs purchased in affected areas, being fed with kitchen waste, contact with contaminated materials, for instance, from people wearing contaminated footwear or clothing. Contact your official veterinarian immediately if you suspect African swine fever has infected your herd. Do not move animals from the farm. Always change clothing and footwear when leaving the farm. Before purchasing feed, litter or pigs, ensure that they come from trustworthy farms that have carried out the necessary measures to protect their farms from the virus. Do not allow your pigs to have contact with wild boar or pigs from other farms. Never feed kitchen waste to pigs. Avoid outdoor farming in areas affected by African swine fever. Do not acquire pork or pork products from affected areas which could cause risk. Wild boar hunters should not come into contact with domestic pigs after hunting. Hunters and farmers should not leave offal from wild boar or domestic pigs in the fields and forests. Do not leave food or waste in areas where wild boar may be present. Contact official veterinary authorities when you find a dead wild boar, even if the area has not been affected by African swine fever. Gabi, se schimbă generațiile de fermieri și e un număr important de tineri care duc mai departe afacerile începute de părinții lor. Așa am eu impresia. Da, chiar și fizic, dacă vrei, au trecut 30 de ani din 89 de la Revoluție. Este generația tânără care preia afacerile părinților. Este și o problemă cu schimbarea generațiilor în agricultură în toată Europa, nu numai la noi. Și am întâlnit în județul Brașov trei tineri. Doi dintre ei, cu proiecte europene, au preluat afacerile de la părinți, un crescător de oi și un crescător de vaci pentru lapte. Au făcut ceva școli? De profil? Unul dintre ei a făcut o facultate de industrie alimentară, dar n-a profesat, s-a întors să preia afacerea părinților lui și celălalt a făcut un curs. Pentru că asta este o problemă, lipsa educației de profil. Este o mare problemă și ar trebui școala, în primul rând, să învețe să facă afaceri. M-am uitat la tinerii cu care am stat de vorbă, abia, crede-mă, Dana, abia i-am rupt o oră de la munca lor ca să facem filmarea. După filmare au plecat imediat, muncesc de dimineață până seara, dar se împiedică în ceea ce înseamnă piața, în ceea ce înseamnă reglementări
și o piedică importantă în dezvoltarea afacerii lor, în așa fel încât să o privească ca pe o afacere, să câștige la sfârșit de an, este într-adevăr lipsa școlii, lipsa cursurilor de profil. Este zi de vară, căldură, oamenii sunt la lucru și am venit la Rotbav, în județul Brașov, pentru că aici am găsit doi tineri cu două proiecte, luate prin gal, o să vedeți. Am găsit pe altcineva destul de cunoscut, o să vedeți, care are o soluție pentru vânzarea produselor, pentru că știm foarte bine, în ultima vreme, producătorii din România știu să-și facă treaba. Știți să produceți. Unii foarte, foarte bine. Nu avem noi abilitățile comerțului, abilitățile vânzării. Aici avem noi o problemă. Și după cum ați observat, chiar în ultimii 10 ani de zile, nimeni din afară n-a venit chiar să ne învețe cum să vindem. A venit să ne învețe cum să folosim utilaje, cum să cumpărăm utilaje, dar acea abilitate, acel nas pentru comerț, nu ne-a învățat nimeni cum să facem, așa că va trebui să descoperim singuri. Și eu m-am gândit că n-ar fi rău să vă arăt câteva exemple de tineri fermieri care au luat niște bani europeni, au făcut câteva proiecte, au găsit câte o soluție pe aici, pe acolo și e bine să aflăm și să vedem, poate vor fi, să zicem, un exemplu pentru fiecare dintre voi, cei care vă uitați la Viața Satului. Bună ziua, băieți! Bună ziua, domnul Gabi! George! George Cățean, fermier, coordonator de business în agricultură, membru în asociații, în ONG-uri, militant pentru tot felul de lucruri care țin de zona noastră. Activitate serioasă. Activitate serioasă și complementară. Bună! Bună ziua, Răpeanu Nicolae, tânăr fermier, crescător de ovine. Bună! Bună ziua, Gheorghe Duțu, tânăr fermier, în localitatea Rotbau, crescător de bovine. Băieți, am venit să stăm puțin de vorbă cu voi, să le împărtășim telespectatorilor din experiența voastră. Aș începe puțin cu vânzarea, George, pentru că, spuneam și mai devreme, agricultorii noștri știu să producă, produc destul de bine, dar noi avem o problemă cu vânzarea. Orică e o problemă legată de mentalitate și am vrea, cum în ultima vreme, am vrea să dispară toți comercianții, toți intermediarii din lanțul de vânzare. Am vrea ca numai producătorul să fie la piață și știind că voi ați găsit o soluție, tu cu familia ta și cu frații tăi, ați găsit o soluție de vânzare. Pe scurt, care ar fi soluția prin care voi ați reușit să intrați în magazine, să vă vindeți produsele? Da, într-adevăr, din 2014 noi suntem prezenți în cadrul unui lanț de hipermarketuri destul de cunoscut, prin insulele de produse tradiționale special amenajate. A fost un pas important pentru tot ce înseamnă dezvoltarea noastră din punct de vedere al business-ului. Ce vindeți voi acolo? Prânzeturi tradiționale. Ce? Tot ceea ce producem, laptele pe care îl producem în fermă, îi facem o conversie în prânzeturi, în prânzeturi tradiționale și avem o gamă destul de variată. Prânzeturi afumate, cașafumat, cașcaval afumat, prânzeturi maturate, telemea de oaie, cașcaval maturat și prânzeturi fermentate, brânză de bordeaux, brânză în coșă de brad și în ultimul rând prânzeturile proaspete, telemea proaspătă, caș proaspăt și urdă dulce. Asta este paleta pe care o vindeți voi de câțiva ani de zile într-un magazin. Dar cineva, să spunem, cârcotoaș ar întreba și câți bani ați dat ca să intrați voi în magazin? Nu s-a dat absolut nimic, niciun fel de bani și mi-aduc aminte în 2014, la Direcția Sanitară Veterinară de la Brașov, când o parte din echipa acelui hipermarket a venit să se întâlnească cu producătorii locali. Și că eram aproximativ 20 de producători, iar din acei 20 de producători, abia 4 au făcut pasul către hipermarket, tot la inițiativa și la imboldul pe care eu l-am dat către acești 4. Și dacă e să facem să ne uităm în oglindă, haideți să vedem unde sunt ceilalți 16 producători în momentul de față și haideți să vedem unde sunt ceilalți 4 producători. Și în mod sigur se vor vedea diferențe mari. Și până la urmă, ca să le spunem telespectatorilor, unde sunt ceilalți și unde sunteți voi? Din punctul meu de vedere, ceilalți sunt tot în 2014, conservați, cu un business care abia supraviețuiește din punct de vedere economic, iar eu vorbesc în numele meu, al fermei pe care o reprezint, reușim să ne dezvoltăm și să ne îndeplinim toate targeturile pe care le stabilim în fiecare an. Și care ar fi o explicație după tine că ceilalți n-au reușit să își găsească un loc de vânzare a produselor? Există o zonă de confort pe care mulți producători o aleg să stea acolo și mă refer aici la zona de fiscalitate, mă refer la zona în care foarte mult se bazează pe subvențiile care se dau, fără a pune preț sau fără a pune accent pe valoarea adăugată care poate fi făcută din partea de comercializare, pentru că dacă e să ne uităm un pic în momentul de față, banii nu se mai fac neapărat din producție, ci se fac din partea de comercializare. Iar dacă e să vorbim despre un lanț integrat în care materia primă este
convertită în produs finit și totodată, dacă reușim să închidem acest dar prin comercializare, asta ar fi cheia succesului, în special pentru fermele mici. O să mă întorc pentru că vreau să le spunem telespectatorilor două, trei idei legate de cerințele supermarketului sau a locului de vânzare, cerințele pe care trebuie să îndepliniți voi, care sunt ale lor și cum ați reușit să îmbinați lucrurile astea. Am să trec, Alex, uite, o să trec aici alături. În spatele nostru oamenii sunt la tuns oile. Sunt oile tale, da. Suntem pe pășune, așa. Ca loc, terenul este al tău, e în arendă, e în proprietate, cum e? O parte proprietate și o parte de la pășunea comunală, arendă. Lâna este aici. Nu-mi dau seama că nu mă pricep, este de calitate sau nu, sau ce mai trebuie făcut la ea ca să ajungă în stadiu de vânzare. Ea se alege, cum se întâmplă? Da, de obicei cei care o cumpără vin, o aleg, au un preț foarte mic, cât? 80 de bani. Nici nu știm ce să facem cu ea, să o dăm, să nu o dăm, având în vedere că tunsul e 3,50 lei și nu acoperim nici măcar tunsul. Și... Bun, la 80 de bani se adaugă, nu, leul din programul lână. Cu cât dădeai lână înainte și de ce spui că acum a scăzut prețul? E multă lână pe piață sau de ce? Care e cauza? Nu pot să-mi dau seama. E, lână e pe piață multă, dar nu valorifică. Părerea mea, cei de la minister, nu au făcut nicio rezolvare, nici nimica. Unde să se ducă lâna, să poată să proceseze, să... Dar spuneau că sunt 5 sau 6 centre în țară, pe lângă voi nu e niciunul de colectare a lânii? Nu, singurul centru mai aproape de noi e la Sibiu, dar eu cu 200 de capete să mă duc până la Sibiu să predau acolo, nu, ies chiar minus foarte mult cu ce dau la tunzători, cu ce iau, mai bine nu o duc. Și cei care cumpără lâna jonglează, să zic așa, între ghilimele, cu prețul, adică știu că poți să primești un leu de la stat și atunci îți dau cu un leu mai puțin? Sau? Da, era 2 lei înainte și de când se dă leu de la stat, direct ei ne-au dat un leu sau chiar sub un leu. Mm-hmm. Spunându-ne că primim un leu și de la stat, dar nu ne-a spus cum îl primim sau poate ei erau mai informați, că pe noi nu ne-a informat nicicum. Și... Bun, o să revin la... Te-am întrebat de lână pentru că suntem chiar aici în momentul în care oamenii tund lână. O să revenim. Vreau să-mi spui câte ceva despre proiectul pe care l-ai. Este un proiect care se referă la ce? La creșterea ovinelor. L-am depus anul trecut. M-am bazat în special pe origine, să fac origine la ovine, ceea ce este foarte greu. La noi, că nu am găsit berbeci din rasa mea. Ce rasă ai tu? Țigaie belă. A trebuit să-i caut mult, cam un an de zile. Am găsit într-un final. A trebuit ca să-i aduc... Unde ai găsit? La Arad. A trebuit ca să-i aduc. Era screpie, nu m-au lăsat ca să-i transport. I-am adus cumva, am venit cu ei. De 4 ani sunt în COP. Și mai îmi trebuia încă un an ca să poată să-mi iasă mie berbecii cu origine. Și s-au schimbat lucrurile la minister, nu mai ne-a dat voie cu berbecii noștri, a trebuit ca să ne luăm alți berbeci. Răpeanu Nicolae este un fermier din comuna Rodbaf, județul Brașov. Are un proiect pentru instalarea tinerilor fermieri în valoare de 40.000 de euro. Are 200 de oi și cu banii din proiect și-a modernizat saivanul și a cumpărat un tank de răcire pentru lapte, o cositoare, un plug, un disc și ceva animale. Este însurat și are 2 copii. Cu subvențiile, cum stai? Îmi spuneai că te-ai înscris de curând la APIA. Da. Păi subvențiile încă mai am de primit. De pe anul trecut încă nu am primit, cu toate că... Pe suprafață. Pe suprafață, cu toate că ministerul a anunțat că au făcut plățile, încă nu am primit. Și... E greu, nu ne-a dat în primăvară când trebuia ca să însămânțez, să îmi scot animalele afară, chiar am rămas fără o parte de furaje, mai exact porumb, în ultima lună, trebuia ca să-mi achiziționez. A trebuit să fac diferite împrumuturi ca să pot să mă descurc și încă nu am primit. Nu am, subvenția e bună, dar nu te poți baza pe ea, că nu știi când o primești, nu ți se spune, n-ai o garanție. Cu tot procesul ăsta de înscriere cu actele la APIA, cu primăria, cum te-ai descurcat? M-am descurcat foarte bine cu primăria, cu APIA, anul acesta chiar bine m-am descurcat și
Acum așteptăm să vedem dacă o să fie totul bine până se încheie controlul. Am fost la APIA ca să depun declarația pe suprafață, am depus-o. La 2 zile a trebuit ca să mă duc să depun pentru prima dată și pentru motorină, pentru ajutorul pentru motorină, și m-am dus tot la centru, la APIA, și mi-au cerut documentele exact care le-am dus cu 2 zile înainte. Și am spus că am dus documentele acum 2 zile și sunt la ei în baza de date, dar au spus că trebuie ca să le duc încă o dată, că nu se ia în considerare, și aveam contul. M-am întrebat și de cont, am zis că am contul la ei, contul acela, și mi-au spus că trebuie să mă duc la trezorerie să-mi fac alt cont, că nu e bun tot contul ăla. Pentru mine mi s-a părut ceva foarte greu și ilogic. Motorina se plătește într-un cont la trezorerie, da? Da, ilogic, pentru că iar a trebuit să mă duc la primărie și doamnele de acolo mi-au spus, pe cum că ți-am dat acum 2 zile actele, acum vrei tot aceleași acte și să le duci tot în acel loc. Proiectul tău la ce se referă? La sprijinirea fermei mele, care este de bovine, bovine de lapte, învățată românească, 50 de capete. Gheorghe Duțu este fermier din comuna Rodbav, tot în județul Brașov, are un proiect pentru instalarea tinerilor fermieri cu valoare de 40.000 de euro. Are o fermă de 50 de capete de bovine pentru lapte. Cu banii din proiect a cumpărat utilaje și animale. Are o producție de 400 de litri de lapte pe zi și vinde laptele cu 1,50 lei. Lucrează 60 de hectare. Crezi că afacerea asta serioasă, ca fermă de familie, are un viitor? Cu alte cuvinte, crezi că fermele de familie reprezintă o dezvoltare pentru anumite zone din țară sau pentru anumite regiuni? Sau numai acesta e viitorul, în vedere oamenii nu prea se găsesc care să lucre în domeniu, trebuie să fim cât mai mecanizați. Dacă oamenii sunt la lucru, ia să încercăm să stăm de vorbă puțin cu oamenii. Astea sunt sculele voastre electronice de tăiat, de tuns oile? Da, este oarfeca, le luăm de la piață, de la rupia, și cu acestea tundem. Acum, munca trebuie plătită, vă întreb și cam cu cât tundeți voi oile. Băieții mi-au spus, da, care e prețul vostru? 5 lei. 5 lei de da, oaie? Da, da, da. Cum ți se pare? E mult, e puțin? Păi, na, nici nu poți să iei mult la om, că lâna nu ia nimeni. Și coase cere un preț ca să poți să fie bine și pentru noi și pentru el. Voi de când lucrați astăzi aici? De azi dimineața. În continuu? Da, da. Și când o să terminați? Spre seară. De unde ai învățat să tunzi? De la taică-miu. Tot așa tundea? Da. Cine-i taică-tu? Ia să mergem un pic până la taică-tu. Zi-mi și mie, care este secretul când tunzi oaie? La ce trebuie să fii atent? Păi trebuie să fii atent să nu o ciupești. Odată, asta da, e clar. Aia trebuie să fii foarte atent. Da. Că pe copii care i-am învățat tineretul din aia zi, bă, să tunzi curat și să nu ciupești. Că nu le place la nimeni când ciupești oaia. Să fie curată, să nu-i luați floace, cum îi zicem noi, că să târie după ea, uite așa, uite, vezi, exemplu așa, se lasă, știi, să nu-i lași, uite, pe la, să fie curățată cât de cât, să fie frumos, știi, să nu aibă. Și atunci omul e mulțumit. Cam cât durează să tunzi oaie? E, maxim 2-3 minute, gata. Păi atunci eu te-aș întreba, pentru 2 minute e 5 lei, nu-i mult? Păi nu e mult, că acum nu banii, eu vedeți că nu e valoare. Te duci cu 100 de lei la magazin și vii cu plasa goală, că ce să mai... Un pachet de țigări 20 de lei, să zicem, care fumează, nu, că nu-i musa să fume. Așa e. Și o pâine 5 lei, 6 lei, 7 lei pâine, nu. Și mai trebuie și o bere pe căldura asta. Păi trebuie, că uite, nu, asta e problema. Acum, uite, a ieșit soarele, dar a început să plouă. Întrebam și pe băiatul tău, ce faci acum când plouă? Când plouă, exemplu, am mai tuns și pe ploaie, care au saivane, le bagă la saivan și să nu vie de sus. Tunsul nu e totul, pentru că lâna trebuie înnodată și nu e chiar la îndemâna oricui. Mădălin are și știința și forța necesară. Deci ăsta e cu jocul la oaie, cum zicem noi. Nu. Deci o apuci de la un cap și sucești până când se învârte, și când simți că ea e învârtită bine, bine, pui piciorul la capul celălalt și atunci pui mâna la mijloc. Și o sucești și faci un nod. Și le dăm nod. Uh-huh. Aha, și asta e gata. Da. Am să încerc pentru prima dată în viața mea, puțin de tot, să tund o oaie.
asta așa, uite vă las aici și vă dau foarte cam, nu? Pune mosul de picioare, de cap fiu. Așa, că trebuie să fiu. Dar nu trageți de lână. Nu trageți de lână. Băgați foarte ca fără frică. Nu trebuie să țineți mâna. Da. Mâna aici. Păi și dacă o ciupesc? Nu o ciupesc. Aolo, săraca. Prindeți de aici. Mai din față și trebuie să apăs pe ea. Da, așa. Bun, hai să facem și un schimb acum. Vă iau eu sunt cu tunsul, tu ține microfonul, ajută-mă, da, te rog. Da. Mai dau o linie că da, mai dau. Acum nu-mi pare așa de hai greu. Luați degete, să luați degete. Să iau degete. Nu mută să puține degete. Așa. Ca să duce singură luna. De pe oaie. Ai. Uf. Acum vă duceți de acolo, veniți iar în coace, tot așa. Dar nu poți să fac o pauză? Ce faceți? Vă dau. Dar cum termin într-o zi o oaie, ce zici? S-ar putea. Sau mai trebuie o zi? Dar cred că moare. S-ar putea. Moare de plictiseală până atunci eu. Tot mă ții de mână și bine faci, că altfel îmi tai degetele. Asta e cu tăiatul lânii la oaie. Când am întrebat la început, i-am întrebat pe băieții dacă 5 lei nu-i mult. Când am pus mâna pe foarfecă, când am stat aici lângă oaie și când stai o zi întreagă și când ai de tuns, să știți că 5 lei este așa de puțin pentru cel care tunde, pentru munca pe care o face. Pentru cel care e crescător de oi și plătește pentru tuns, da, e mult. Așa că trebuie undeva să se înțeleagă. Dar munca de tuns la oi nu e ușor. Spuneai că ești în multe organizații și multe asociații și tinerii noștri fermieri sunt în asociații, mai mult într-un grup de acțiune locală. Eu cred, din ce am văzut prin țară și din cum acționează unele grupuri de acțiune locală, că această formă de organizare reprezintă într-adevăr un lucru bun pentru o zonă, dacă oamenii sunt serioși și, cu alte cuvinte, seriozitatea asta eu o văd și între ghilimele, dacă primarii sau politicul lasă puțin grupul de acțiune locală să funcționeze. Al vostru cum funcționează? Așa este și tocmai ce spuneau colegii mei, că proiectele au mers mai repede decât s-a fi așteptat, pentru că ele au fost demarate prin grupul de acțiune locală pe care noi le avem în momentul de față. Din punctul meu de vedere, această decentralizare prin grupurile de acțiune locală reprezintă eficiența în ceea ce înseamnă accesibilitatea fondurilor europene. Așa cum a spus și dumneavoastră, este nevoie de eliminarea factorului politic în strategiile și în colurile pe care grupurile de acțiune locale le au, pentru că pe administrațiile publice există finanțare națională, iar finanțarea locală dată, desfășurată prin grupurile de acțiune locale, ar trebui în primul rând prioritizată către actorii locali. Care au fost 2, 3, 4 condiții puse de market și ce trebuia tu să îndeplinești în așa fel încât voi cei patru ați ajuns să vă desfaceți marfa acolo și ceilalți nu au putut să le îndeplinească? De curiozitate, care au fost alea? Sunt complicate? Păi, în primul și în primul rând, mulți dintre mici producători ai noștri nu sunt fiscalizați și atunci o minimă fiscalizare e necesară tot ceea ce înseamnă o relație comercială cu hipermarketurile. În al doilea rând, vorbim despre seriozitate. Nu putem avea o comunicare sau o înțelegere sau un canal de colaborare cu hipermarketurile dacă nu există cu seriozitate din ambele părți. Și pot să vă garantez că din partea hipermarketurilor tot mereu, a hipermarketurilor cu care noi lucrăm, tot mereu a existat deschidere și colaborare. Iar în al treilea rând, e vorba despre evoluție, evoluția producătorului. Pentru că noi în fiecare an, în fiecare ciclu, încercăm să aducem ceva nou, ceva să nu stăm, suntem dinamici. Și când spun că suntem dinamici, vă spun că suntem în al doilea an de conversie eco, participăm la tot felul de evenimente internaționale prin care certificăm calitatea pe care noi o avem la produse. Ne ancorăm în tot felul de proiecte la nivel local sau la nivel național prin care încercăm să facem această combinație sau aceste conexiuni între producătorul local, produsul local și consumator. Și chiar de curând, anul trecut am depus un proiect pe 16.4 la scurt alimentar prin care încercăm și îl implementăm în momentul de față acest proiect prin scurtarea lanțului dintre producători și consumatori. Este un proiect de 100.000 de euro cu un grup de producători locali. Produsele noastre nu sunt produsele care să le pui pe raft și omul să vină să le ia de pe raft. Ele trebuie povestite și trebuie totodată îndemnați clienții să încurajați să le ia. George Cățean este tot un tânăr fermier din comuna Rodbav, județul Brașov. Împreună cu cei doi frați, Silviu și Ionuț, gestionează o afacere de familie. Au peste 1000 de oi, cai de rasă, 200 de vaci pentru lapte, în plus face și agroturism.
Spuneam că una dintre probleme este accesul la pământ. Cum te descurci tu cu pământul? Iei de la în arendă? E ușor să-l iei de la oamenii de aici? Sunteți tineri între voi, îl schimbați sau îl comasați între voi? Cum faceți? Păi noi cei tineri ne comasăm, e foarte bine, ne înțelegem bine între noi. Am reușit cât de cât să ne comasăm, dar cei care sunt de la noi din Rodbav, nu toată lumea vrea să se comaseze, în special cei în vârstă. Nu ni-l dau așa ușor terenul, mai bine îl dau la străini decât să ni-l dea nouă, cu toate că noi oferim mai mult decât străinii, dar încercăm să ne... Ai o explicație pentru asta? Nu știu, singura explicație a rămas mentalitatea cu invidia și de ce să-l ajut pe ăla. Familia ta ce spune de munca pe care o faci la fermă? Bine, la noi e din bunici treaba asta și am zis că dacă noi nu facem tinerii care au crescut în agricultură, cine să facă? Soția ta lucrează la... Nu, ea lucrează în alt domeniu, dar mă sprijină, nu are nicio... N-are o împotrivire în ceea ce fac. Și este alături de tine și la sfârșit de an când tragi linie și nu-ți prea mulți bani acolo în cont? Sau? Și atât. Așa trebuie făcută treaba până când o să începe să produceți mai mult? Pentru noi, pentru oieri, cel puțin pentru mine, câștiguie mielul. Că producția de la oaie intră tot în oaie, în furaj, în medicamente, în pază și singurul câștig e mielul care luăm de la el și nu, când mai scoatem oaie. Anul ăsta cum a fost cu vânzarea la tine, spre exemplu? La mie. A fost foarte greu, având în vedere că am băgat mai târziu berbecii și nu am avut miei așa mari. Acum, după Paști, prețurile s-au dus în jos tare, acum e undeva la 5-6 lei, mai am încă de dat. Și nu știu, o să vedem cum o să fac. Și atunci, din punct de vedere economic al gestionării afacerii tale, cum te pregătești pentru la anul când va veni din nou perioada de vânzare, se vor căuta miei și așa mai departe? Cum, așa, în două, trei cuvinte, cum vezi tu perioada asta pentru tine? Păi nu știu ce să spun, că de pregătit anul ăsta o să mă pregătesc, o să bag berbecii mai repede ca să am ei mai mari, dar nu am certitudinea că la anul o să fie mai bine, că o să am prețul mai mare sau că o să am clienți să-i dau aici la noi. Că de la export nu știi niciodată prețul, nu poate cineva să ți-l zică să fie un preț fix, tot mereu... Asta este economia de piață, nu există un preț fix. Păi da, dar și scădere peste 50%. E cam mult. Nu există un preț fix, dar acolo dacă era în jur de 10 lei, un 9 lei, un 11 lei, dar... Să nu fie fluctuația așa de mare. Da, cât de cât între 2014 și 2016, mai ales 2016, a fost prețul undeva la 10-12 lei, a fost prețul fix, nu a scăzut așa mult, scădea un leu, 2 era diferență, dar acum e diferență de la 10-12 lei la 5 lei. Ai vreo explicație diferența. De unde vine scăderea asta de preț? Care e părerea ta? Cred că de la importuri vine scăderea de preț, pentru că nu mai vin. Înainte, în alți ani, veneau direct cei care cumpărau, macedonieni, turci, arabi, veneau direct de cumpărau de la noi. Acum nu, acum sunt foarte mulți intermediari și scade prețul foarte mult, că schimbă mai multe mâini. Tu câte oi ai acum? 200 de capete. Și cum se spune, tu ții oile sau oile te țin pe tine? Acum cam una pe cealaltă, pentru că eu tot ce fac de la ele investesc în ele, că sunt la început de drum și vreau ca să mă extind și tot ce fac investesc în ele. Noi ne întreținem banii noștri de casă, îi produce soția. Că eu tot ce fac investesc în ele și să de știi. Multe ori mai îmi spune. Îți spune că îți ține ferma, nu? Din când în când cu banii, mai dă bani de... din banii pe care îi câștigă. Să știi că este o situație care se întâmplă, am văzut și în Olanda, fermieri, crescători de vaci aveau un sprijin foarte puternic pentru că soțiile lucrau în altă parte și câștigau mai bine și din când în când mai luau și bani de la soții ca să țină fermele. Voi aveți, nu v-am întrebat dacă aveți o pregătire în domeniul agricol. Avem un curs făcut de fermieri, dar cea mai mare pregătire care o avem de la bunici și de la părinți, că am crescut cu animalele. Și tu, tot așa? Bine, eu am terminat o facultate, industrie alimentară, la Universitatea Transilvania, dar nu am profesat în domeniu, tot aici m-am întors. Zi-mi, te rog frumos, două, trei probleme pe care le ai tu în fermă și dacă vezi vreo rezolvare sau nu a lor.
Da, una din cele mai mari probleme, cum v-am mai spus, este prețul la miel. Aș spera cumva ca să se facă cumva să se ajungă la 10 lei la miel, să nu mai scadă, să fie cât de cât stabil, ca să putem și noi să ne bazăm pe ceva, ca să pot să iau un împrumut sau să fac ceva, să investesc, să mă dezvolt mai repede, că nu am certitudinea că prețul va fi acela și pot să-mi achit împrumutul sau nu. Te rog. Și iar cu reformele, cu oile, când trebuie ca să le dăm toamna, nu avem cui. De multe ori le ținem până îmbătrânesc, după aia le tăiem și le facem pentru noi. Bună ziua! Bună ziua! Cum te cheamă, pămătă? Ababe Ioan. Ababe Ioan? Da. Na, Ioane, hai să stăm, uite, stăm așa un pic. Plouă? Plouă, da. Asta e vremea. Asta e vremea? N-avem cu tine să ne batem. Eu am coborât puțin din mașină, te-am văzut pe dumneata că păzești animalele aici pe pășune. Da. Și dacă ține așa ploaia 2-3 zile, ce faci? Asta e serviciu. Asta e munca. Mergem înainte. Da, așa din experiența dumitale, cum crezi? Durează ploaia asta, o să țină sau trece repede? Numai Dumnezeu poate să știe. Numai El știe. Da. Și care e treaba așa, pe scurt, ce faci dumneata într-o zi pe lângă animale? Păi zic, le dau la apă, să mănânce. Dar când știi să le dai la apă? Păi se trag ele. Aha. Când văd că se trage, atunci le dăm la apă. Și cât sunteți aici pe pășune? Doi. Doi. Cum e munca asta? Așa, așa, așa. Așa, dar m-am obișnuit. Câți ani ai? 50. Mulți înainte. Mulțumesc. Uite, eu acum nu pot să mai stau că plouă, udă și microfonul ăsta, fug repede mașină, îți doresc să fii sănătos. Mulțumesc, și să poți să faci munca asta cât mai mult timp, sănătate și Dumnezeu. Să nu te țină ploaia asta foarte mult. Asta, numai bunul Dumnezeu. Sănătate. Sănătate, numai bine. O familie așa cum aveți voi, poate trăi din munca asta? Deocamdată da. Și mă gândesc că pe viitor o să fie mai bine, așa sper. Nu știu, nu aș vedea de ce nu s-ar putea. Pentru că este celebra vorbă că România poate hrăni 80 de milioane de oameni, dar constatăm că munca voastră este foarte multă, satisfacțiile voastre, în primul rând financiare, nu sunt chiar cele așteptate. De asta vă întrebam dacă până acum v-ați dat seama dacă puteți sta în piață, dacă vă puteți dezvolta, dacă peste 5, 7 ani, 10 ani vă vedeți un pic mai mari în afacere și un pic mai așezați pentru voi și pentru familiile voastre. Eu așa sper, să fim mai bine de atât. Așa sperăm și când am pornit pe acest drum, am sperat că o să fie bine. Am văzut și alți tineri din alte domenii, poate au fost mai avantajați în alte domenii, s-au descurcat mai bine, dar încercăm și noi și sperăm că o să ne avantajeze și pe noi la un moment dat legislația și... O să vină, cum se spune, și vremea voastră, nu? Da, o să vină și vremea noastră. Vă doresc succes! Să vă crească afacerea. Mulțumesc. Să ne întâlnim data viitoare când, nu știu, o să aveți mai mult teren, mai multe animale, mai mulți bani în cont. Familiile și soțiile voastre să fie fericite și bucuroase. George, mulțumesc frumos. Succes și să împărtășești, te rog, din experiența voastră și celorlalți care până acum n-au știut cum să facă, dar să poată găsi calea spre vânzare, să rezolvăm o problemă extrem de importantă, aceea vânzării produselor. Asta și facem și, drept dovadă, proiectul de anul trecut pe 16.4 la scurt alimentar. Am uitat să spunem că din 2013 suntem organizați sub forma unei asociații la nivel comunal și exploatăm împreună pajiștea pe care am primit-o de la primărie. Iar dacă e să ne gândim un pic la viitorul pe care noi vrem să-l facem, tot împreună vrem să creăm un brand local pe care să vină să ofere partea asta de comercializare a produsului local. Vă doresc succes, să se întâmple cât mai repede și să venim și noi cu emisiunea Viața Satului, să gustăm din brandurile voastre locale, să le putem transmite telespectatorilor rezultatele voastre. Doru, ai fost într-un județ care întotdeauna este campion la cantitatea de lapte obținută de la vacile bălțate? Bălțate românească, da. Este o rasă foarte veche, adusă probabil de coloniștii germani,
zi mentală, îi spune. Noi am adaptat-o și am denumit-o Bălțată Românească. Cei de acolo au făcut și o zi națională, deci a fost a treia ediție. O să vedem în emisiile următoare evenimentul cu pricina. Astăzi însă ne-am oprit la un fermier, bineînțeles crescător tot de Bălțată Românească, unde toată lumea, până la seniorul de 90 de ani, lucrează în agricultură, fermieri Bălțată Românească. În afara neprevăzutului, bunii creștini, oameni cu frica lui Dumnezeu, merg la biserică o dată pe săptămână, cam pe la ora asta, duminica. Ce fac în restul timpului? Păi la țară îngrijesc de animale sau pun culturile la crescut. În Transilvania, spre exemplu, animal înseamnă Bălțata Românească. Fermierii le hrănesc, le adapă și le mulg de două ori pe zi. Prin urmare, vaca pentru lapte e tot un fel de religie, propovăduită nu de preot, ci transmisă din generație în generație. Cu mai bine de 20 de ani în urmă, am întâlnit la Miercurea Nirazului, în județul Mureș, o familie care începea să-și croiască drum spre performanța din zootehnie, pornind de la 5 vaci din rasa Bălțată Românească. Iată ce s-a întâmplat între timp. Unde filmăm acum? Suntem la ferma proprie, suntem la Comuna Miercurea Nirajului, adică orășelul Miercurea Nirajului, satul Leureni. Și pășunea proprietate personală sau concesionată, nu? Pășunea e marea majoritate personală, am cumpărat de la oameni acum 15 ani și am și concesionat de la Asociația Crescătorilor de Bovine. Ce calitate are pășunea noastră? Pășunea e foarte bună, e din multe soiuri de plante. Ăștia de la Natura 2000 au făcut un studiu și pe metru pătrat de teren se află cam 90 de tipuri de plante, soiuri de plante. Ce înseamnă asta pentru laptele pe care le obțineți din aceste animale care pășunează? Păi, laptele ăsta care dau vacile ăștia care pășunează din iarba asta e o calitate extraordinar de bună, se vede și la culoare mai altfel decât aia de la concentrat. Și ca gust? Și ca gust e excepțional de bun, vă invit să gustați. Nu există o plată diferențiată pentru astfel de produse lactate obținute de pe pășune direct? Nu e o plată diferențiată deocamdată, nu. Pentru că ar trebui pus în valoare, e o bogăție pe care o avem. Eu trebuie să plătesc, că eu prelucrez. Nu, să vindeți produsele un pic mai scump și să scrieți pe ambalaj cum că... Din păcate, asta încă nu am observat la vânzarea produselor lactate, că îi valorează mai mult decât ăla de la prafuri făcute. Deci, faptul că n-aveți atestat bio nu vă împiedică să vindeți la un preț, cum să spun, cât de cât corect. Adică lumea n-a început să caute bio neapărat. Lumea încă nu caută neapărat bio. Eu încă n-am făcut atestarea, nici nu doresc deocamdată, că e prea multă lucru. Atestarea, umblat mult și eu am de făcut... Aveți treabă. Am treabă, n-am timp să umblu pe la birou și să mă rog de oficiali ca să îmi semneze câte un act. Deci... Am o pătură de cumpărători care vin la noi și cumpără de la noi, că știe că produsul natural. Produsele din lapte, cașcaval, smântână, am un soi de cașcaval, e foarte bun și am mulți cumpărători. De când pasiunea asta pentru vaci de lapte? Pasiunea asta pentru vaci de lapte, încă de mic copil, totdeauna aveam una, două bucăți acasă și când a venit... Ce au venit în 90-89, m-am apucat cu 5 vaci și acum am ajuns la 100-120 de capete tot. Genetica? E Bălțată Românească, autohton, de pe Devalea Nirajului. E bun. Înțeleg că ați fost și unul dintre pionierii transferurilor de embrioni. Primele transferuri de embrion, domnul doctor Iurcioagă la mine a făcut. Acum cât timp? Acum 30 de ani. Și? Au fost un succes? A fost un succes, da. Mai lucrați la genetica animalelor? În continuu lucrăm la genetica, progresăm, ținem cont de
îndrumările domnului doctor, a centrului și facem treabă bună. Și ce performanțe aveți? Păi producem lapte, laptele produs de mine, prelucrez eu în fabrica mea de lapte. Cam câți litri și de la câte animale? Păi eu am acum, din 100 bucăți cât am acum, 45 e cu lapte, dar pe lângă asta cumpăr de pe Valea Mirajului, tot belsate românească, toate valea. Am vreo 280 de producători, prelucrez cam 15.000 de litri de lapte pe zi. Ce produse faceți la fabricuță? Deci la fabrica producem majoritatea cașcaval. Are termen de garanție mai mare? Are termen de garanție bună, da, 6 luni. Facem smântână, brânză frământată, urdă și unt facem, da. Și acum încercăm să introducem și alte produse. Am și astea pip cu piper, cu boia, cu usturoi, rulade. Unde vindeți? Produsele noastre se găsesc în toată țara, în magazinele mari, mari și mici, și aproape în toate orașele mari. E rentabil? E rentabil, nu facem calcule la ață și atunci merită să faci. Ce producție obțineți de la o vacă? Vacile mele, așa pe condițiile astea de pășune și căldură și cum e acum, cam 15 litri de lapte pe zi, per bucat. Și e mulțumitor? E mulțumitor. Când deci în medie, cam 15 litri. Când am și cu 40 de litri, am și cu 10 litri, da? În medie, cam 15-18 litri ies. Câte lactații le țineți? Cam 8-10 lactații, 8 lactații, 10, nu că e deja bătrâne, îi schimb. Deci ce naște femeile, toate las la prăsilă. Cât de veche e tradiția creșterii vacilor pentru lapte? În familia noastră și în zonă, de ce nu? Dar în zonă, nu știu, din când, nici al familiei nu știu, că și străbunicul mi-a ținut. Nu ținea 100 de bucăți, avea 5-6. Tata ținea în continuu, aveam 1-2 vaci încă când eram copil mic și poate de atunci vine și a intrat în sânge creșterea vacii. Înțeleg că tata vă ajută și acum, câți ani are? Tata nu are mult, are 90 împliniți și ajută și acum. Dacă e pe tractor în spate, e pe tractor în spatele nostru, aduce baloții de lucier. Când pleci la drum într-o afacere, cei mai greu cade în seama familiei. Așa s-a întâmplat și la Miercurea Mirajului. De aceea, poate, seniorul familiei încă mai pune osul la treabă, la cei peste 90 de ani ai săi. Sau poate tocmai ăsta să fie secretul longevității. Am vorbit cu fiul noastră, acolo lângă vaci, și ne-a zis că cel puțin 10 ani trebuie să mai munciți la fermă aici. Nu știu dacă ajută Dumnezeu, poate, dar nu cred. Câți ani aveți? Hai să ne spuneți. Am împlinit 90 de ani. 90 de ani mulți înainte. Mulțumesc. Și munciți aici zi lumină ca în agricultură? Așa sunteți obișnuit? În viața mea am muncit în agricultură. Tata mea a fost agricultor și am rămas acasă și am muncit pe câmp. Și bunicul și străbunicul toți în agricultură? Și bunicul, da, și toți în agricultură am muncit. Și acum cum vi se pare soarta agriculturii în România? Merge, dar nu merge bine. Nu putem să vindem nimic. Porci nu cumpără nimeni, animale nu cumpără nimeni. Până în viața mea au fost și România și Ungaria, totdeauna am putut să facem contract primăvara și toamna am vândut totul. Am avut contract și am știut că cât primim. Acum nu știm nimic. Avem produci niște... și nu știi ce o să faci cu marfa. Pentru asta ținem animalele ca să poate să mănâncem producția, că nu putem să vindem. Cumpără cu 50 de bani, cu 40 de bani. Kilogramul ăla nu-i... Bătaie de joc. Bătaie de joc, da. Și furajele astea care le faceți aici, că am văzut, lucrați la balotat. Da, îi muncem, eu duc cu remorca, balotatul, transportăm. Și le țineți pentru noastră sau le faceți ca să mai și vindeți? Nu, avem animale și ținem pentru animale, da. Așa, începutul cum a fost?
Câte animale ați avut în 90 sau în 95? Înainte de 89, n-am ținut numai 3, 4, 5, 6 animale. Pentru casă, așa? Pentru casă, așa. Păi nu prea te lăsau comuniștii. Și am muncit pe câmp și am trăit cum am putut. Acum avem multe terenuri, facem producție, dăm la animale și nu putem să vindem nimic. Noroc cu fabricuța, că vă mai ajută să mai vindeți... Cu fabrică, sau nici școala nu prea merge. Știți cum e. Da. Plătește, e ieftin și ăla. Da. Și când o să ieșiți la pensie, vă dă o pensie mai mare, așa, pentru că ați muncit până la... pensie. Știu, știu, nu, da, din partea băiatului noastră. A... Da, și e de pensie. Eu dau la el. Da. Până acum eu am... Dar reciproc, adică... Până acum eu am ajutat pe el. Acum ajută și ei, că n-am nevastă acum și la ei trăiesc cum pot. Bun, deci o să mai venim să filmăm când împliniți 100 de ani, da? Aici, tot pe tractor și tot cu văcuțele și așa. Și sperăm să vină nepoții și strănepoții alături de dumneavoastră. Nu știu ce va fi cu ei. Umblă la școală acum. Noi sperăm că totuși sângele poate apă nu se face. Care va trebui să vină aici, bine, în locul nostru. Uh-huh. Da. Spor la treabă și mult succes. La revedere, să trăiți. Vreți să mai creșteți efectivul de animale? Nu am intenția. Cam la 100-120 de bucăți mi-e suficient, că e terenul suficient, grajdul, ați văzut, e pentru 100 de capete, deci nu prea vreau. Fonduri europene, bănesc că nici prin cap nu vă trece. Nu mi-a trecut încă prin cap. Va ajunge adăpostul pe care îl aveți? Mai mult n-o să țin, numai atât cât. De fapt, asta am zis și acum 10 ani și încă de atunci tot construiesc. Deci acum zic că nu vreau cu zootehnia să întind mai mult, dar nu se știe că fiul meu ceva hotărâi. Asta vreau să vă întreb acum, pentru că ați spus de tata, de străbunicul, de bunicul, care au crescut vaci. Aveți cui să lăsați vacile? Am doi copii, o fată și un băiat. Să vă trăiască. Mulțumesc. Ei mă ajută, sunt la fabrică. Fata e profesoară, dar ginerele lucrează în cadrul fabricii și băiatul tot în cadrul fabricii de lapte și plus ferma de vaci. Deci nu e o problemă. Și nepoții? Ei nepoții încă sunt mici, 13 și 12 ani au. Dar mai vin pe aici să uite la văcuțe? Din când în când, dar ei foarte rar. Ei cu calculatorul mai. Păi și ce ne facem dacă toți copiii o să zică că vor calculatoare, vor cine să mai ocupă de vaci? Noi, că eu dacă ajung la 90 de ani ca tata... Cel puțin. Cel puțin și încă vreau câțiva, noi ținem până atunci. Și apoi sper că și nepoții mei o să se obișnuiască cu vaca, că e o rasă frumoasă, bună, e belțată românească. Ăsta are viitorul în zona noastră. Pe scurt, povestea din Comuna Mureșană a început înainte de anul 2000 cu câteva zeci de litri de lapte vânduți în fiecare zi. Prețul era ca întotdeauna mult prea mic pentru efortul depus și, prin urmare, a trebuit să apară o mică unitate de procesare. Unitatea de procesare a crescut. Și ferma a crescut de la 5 vaci la peste 100, de la 40 de litri la 5-600 de litri de lapte producție proprie. În prezent, fabricuța procesează vreo 11.000 de litri prin sistemul de colectare creat în zonă, iar schema de personal a ajuns de la familie la 37 de angajați. Și încă nu-s destui. Nu, cu mie mi se pare că există o acută lipsă de oameni profesioniști în agricultură. De la tractoriști până la, știu eu, ingineri, oameni care au terminat facultatea. Nu ți se pare și ție? E o constatare cât se poate de adevărată și, din păcate, până acum parcă nu s-au luat măsuri ferme ca să suplinim acest gol. Și mai ales în zona de învățământ superior, drept care am fost la Institutul Agronomic din București și cu ajutorul domnului rector, încercăm să dezlușim puțin
Care ar fi cauzele pentru care agricultura a început să sufere și pentru faptul că nu are destui absolvenți de învățământ superior? Domnule profesor Mihai Câmpeanu, am intitulat acest reportaj Pledoarie pentru USAMV. De fapt, e vorba de o pledoarie pentru întreg învățământul superior agricol românesc. Care sunt, să spunem, argumentele noastre forte pentru ca cei încă indeciși să aleagă USAMV-ul să purceadă la drum către dumneavoastră? Mulțumesc mult pentru întrebare, pentru modul în care ați formulat întrebarea, pentru modul în care ați formulat titlul acestui interviu. Da, eu consider că este o pledoarie pentru învățământul superior agronomic românesc în special și o pledoarie pentru învățământul superior românesc în general. Este de asemenea o pledoarie pentru viitorul agriculturii românești, pentru că avem mare nevoie de specialiști în agricultura românească. Este unul dintre domeniile care se dezvoltă, iar tinerii noștri văd acest lucru. USAMV București este o universitate, o spun cu bucurie și cu mândrie în același timp, foarte bine plasată, atât în peisajul învățământului superior românesc, cât și în cel internațional. Eforturile făcute de întreaga comunitate academică pentru internaționalizare sunt remarcabile. Eforturile făcute de noi, sigur, n-am rezolvat nici pe departe totul, dar sunt rezultate remarcabile, în beneficiu calității formării tinerilor noștri, în vederea angajabilității. Pentru că, sigur că, da, orice formare, în orice universitate, trebuie să aibă un obiectiv final. Angajabilitatea tinerilor absolvenți. Este vorba de șansele pe care tinerii le apreciază singuri de a oferi o perspectivă de dezvoltare profesională și personală în viață. Acest lucru este și trebuie să rămână în prim plan. Deci, formare de calitate, dar și o formare foarte bine racordată la realitățile românești, în cazul de față, la realitățile agriculturii românești, fie că vorbim de domeniile directe, fie că vorbim de domenii conexe. Avem 30 de programe de studiu disponibile la admitere. Înscrierile vor începe pe data de 12 iulie și vor dura până pe 26 iulie, excepție Facultatea de Medicină Veterinară, unde înscrierile încep pe 12 iulie, dar durează până pe 20 iulie. Avem o ofertă largă și avem de asemenea și o ofertă generoasă din perspectiva locurilor cu finanțare de la bugetul de stat, locuri care, pe lângă faptul că școlarizarea este asigurată integral, oferă și șansa unor burse care sunt, trebuie să spunem foarte clar, sunt foarte generoase pentru studenții noștri. Există mai mult decât atât și posibilitatea de cumul a acestor burse. Spre exemplu, studenții care au o situație materială ce îi îndreptățește să primească bursă socială, în măsura în care au rezultate bune în procesul de pregătire, pot obține și o bursă de studiu sau o bursă de merit. Cele două burse împreună deja sunt câteva mii de lei bune care depășesc salariul mediu net pe țară. E o chestie formidabilă. Deci, iată, este, deci un îndemn este la învăța. Un îndemn la învăța, da. Sunt într-adevăr generoase. Vreau să vă spun că pe lângă bursele pe care le primim de la buget, universitatea noastră, care din fericire este o universitate, așa cum am spus, foarte bine plasată între universitățile românești, spre exemplu, pentru mobilitățile internaționale, dublează. Deci cât se primește de la programul Erasmus pentru o mobilitate internațională, atât pune și universitatea. Deci, practic, dublează bursa care este dată fie de la bugetul național, fie din fonduri europene. Alte posibilități prin care noi înțelegem să atragem studenții sunt legate de șansa pe care universitatea noastră o are de a avea, spun eu, cel mai modern și cel mai european campus universitar din țară. Al doilea ca mărime din țară, sigur că da, este Universitatea Politehnică, are un campus ceva mai mare decât al nostru, dar o pot spune, având o relație de prietenie și colegialitate foarte deschisă cu colegii din Politehnică, nu este la fel de frumos precum campusul nostru și nu oferă
atâtea facilități pe cât încercăm noi să oferim studenților noștri. Deci sunt 30 de programe de studiu la cele 7 facultăți. Este vorba de Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, este vorba de Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producției Animaliere, fosta Facultate de Zootehnie, este vorba de Facultatea de Mulățiri Funciare și Ingineria Mediului, care oferă, atenție, posibilitatea tinerilor noștri de a se pregăti atât în domeniul Ingineria Mediului, cât și în domeniul Măsurători Terestre și Cadastru, un domeniu iarăși foarte atractiv, dar și Ingineria Economică în Construcții și, cel mai important, din mai multe perspective, ținând seama și de realitățile românești, dar ținând seama și de faptul că este singurul program din țară, oferă un program de studiu de mulățiri funciare. De altfel, aici trebuie să recunosc, sunt subiectiv, pentru că și eu, la rândul meu, sunt absolvent de mulățiri funciare. Iar îmbunătățirile funciare sunt și vor trebui să rămână o prioritate absolută, recunoscând, sau poate tocmai de asta, tocmai din cauza nerealizărilor și pierderilor care au fost în domeniul mulățirilor funciare, avem nevoie de specialiști de mulățiri funciare, pentru că este dificil să ne imaginăm o agricultură modernă, performantă și mai cu seamă eficientă, care să fie competitivă fără lucrări de mulățiri funciare, fie că vorbim de lucrări de irigații, de desecări drenaje, de combaterea eroziunii solului, de suprafață sau de adâncime, de regularizări de râuri, de îndiguiri. Toate acestea sunt lucrări de mulățiri funciare. Facultatea de Agricultură, am spus, înregistrează o atractivitate deosebită la toate programele de studiu și lucrul ăsta mă bucură. Facultatea de Horticultură, de asemenea, avem și specializarea de amenajere peisagistice, care e considerată atractivă și o posibilitate interesantă de dezvoltare. Avem programe de studii în fosta Facultate de Zootehnie, avem Facultatea de Biotehnologie cu biotehnologie agricole și biotehnologie medical-veterinare, biotehnologie industriale, avem Facultatea de Management cu inginerie și management în agricultură. Au deci, o deviză interesantă, te pregătim pentru a conduce. Avem Facultatea de Medicină Veterinară cu specificitatea binecunoscută. Avem tehnologia prelucrării produselor agricole ca și program de studiu. Deci e o paletă foarte largă, repet, domeniile specifice direct agriculturii și domenii conexe, așa cum am menționat, mulățiri funciare sau inginerie economică în construcții sau cadastru. Practic, sau inginerea mediului, acoperă tot. În domeniul agriculturii pot spune, da, acoperă întreaga paletă de formări. Nu avem o specializare pe care să nu avem o ofertă. Iar oferta, nota bene, e formată din aproape 1400 de locuri la licență buget, aproape 1400 de locuri, plus 1400 licență taxă. Avem peste 800 de locuri la master pentru absolvenții deja absolvenții ai unui program de licență, aproape 100 de locuri la doctorat, aceasta vor fi admiterea la doctorat, va fi în toamnă. Și un lucru extrem de important la dumneavoastră, practicați învățământul dual, adică locurile de practică pe care dumneavoastră le asigurați, foarte mulți, pe urmă, își găsesc, așa știu. Este adevărat, dar aici, pentru a da dovadă de maximă onestitate, spun că orice universitate din România, întreg învățământul superior românesc, are nevoie de mai mult în acest domeniu. Este vorba de ponderea orilor de activități practice, de practică efectivă, care trebuie să fie mai mare decât este în prezent. În universitatea noastră are un procent important, dar este loc de mai bine. Pentru tinerii care vin, care vor veni de anul acesta, cu siguranță, pe parcursul studiilor, vor prinde acel moment în care vom reuși să convingem la întreg aparatul decizional, inclusiv la nivelul Parlamentului și al Guvernului, de importanța acestui lucru pe care foarte corect l-ați menționat dumneavoastră. Mai multă practică. Pentru că atunci când merg să se angajeze, indiferent de domeniu, nu numai în domeniul agriculturii, dar poate mai mult decât în alte domenii, angajatorii se așteaptă să aibă abilități practice ce pot fi dobândite pe parcursul studiilor în măsura în care se înțelege importanța activității practice în formarea universitară. Adică s-ar sparge acest cerc vicios, așa că mulți angajatori spun, doamne, ce experiență ai? Exact. Ca să ai experiența, trebuie să fi lucrat undeva. Și pentru tinerii care vin anul acesta în universitatea noastră,
este esențială, mai ales e importantă pe întreg parcursul celor 4 ani, dar este esențială în anii 3 și 4. Deci cu siguranță vor prinde activități de practică încă și mai solide decât până acum, care vor însemna șanse încă și mai multe pentru ei de a se angaja la un nivel inclusiv salarial și de dezvoltare profesională conform aspirațiilor lor. Spuneați dumneavoastră că e nevoie de mai multe ore de practică. Da, nu e mingea la dumneavoastră, nu dumneavoastră faceți programele și sau vă limitează numărul societăților dispuse să vă ofere locuri pentru practică. Sunt două lucruri. Pe de o parte sunt reglementările ARACIS, care acreditează și certifică fiecare program de studiu. Și acolo e un anumit raport între orele teoretice și orele de practică. Deci asta este, să spunem, un element de natură formală, de natura reglementării. Al doilea element, într-adevăr, este foarte greu să poți asigura locuri de practică adevărate. Universitatea noastră are șansa de a avea foarte mulți parteneri în domeniul agriculturii, de a avea stațiuni proprii în care putem asigura practica studenților noștri și suntem privilegiați din acest punct de vedere noi ca universitate, dar, sigur că da, pentru noi ca universitate nu înseamnă nimic dacă nu se transferă fiecărui student în parte. Deci da, avem șanse, suntem privilegiați, avem noroc de a putea oferi mai multe locuri de practică decât alte universități, dar noi ne dorim și mai multe. E o dificultate pentru universități, mai ales pentru universitățile care nu au parteneri economici în lumea reală. Ca să ai asemenea parteneri, trebuie să ai niște relații și să bați mereu la ușile lor, nu? Trebuie să atragi acești parteneri, așa cum noi o facem găzduind mai multe structuri, având contracte de consultanță, contracte de parteneriat cu agenții economici pe care îi ținem aproape de universitate în interesul studenților noștri. De la urmă, ei sunt cei câștigați, așa, sigur. Ei trebuie să fie cei câștigați, pentru că nicio universitate din lumea asta nu înseamnă nimic fără studenți. Îmi place să spun lucruri pe nume. Unii sunt, mă rog, luați un pic de val și spun că mai important într-o universitate este cercetarea. Nu, greșit. Cercetarea este la fel de importantă ca și latura didactică, aceea de formarea tinerilor, cu mențiunea că aceste două misiuni principale, învățământ și cercetare, nu sunt simultane, ci sunt succesive. Pentru a putea face cercetare, întâi trebuie să faci învățământ și să fii bine pregătit. Iar când faci învățământ în domeniul agriculturii, trebuie să ai asigurată mai mult decât în alte domenii această componentă practică. Aveți termen de comparație, să spunem, între absolvenții dumneavoastră și absolvenții din alte țări? Există mai mulți parametri, cum ar fi gradul de angajabilitate în domeniu. Un parametru la care noi suntem foarte bine, stăm foarte bine, mai bine decât multe universități din țară, mai bine decât multe universități din afara României. Avem termen de comparație în sensul în care suntem, mă bucur să o spun, suntem priviți ca una dintre cele mai importante universități agricole din, cu siguranță, din Europa Centrală și de Est. Suntem căutați pentru... Noi suntem căutați, nu noi trebuie să-i căutăm pe alții pentru parteneriate. Avem, iată, în curs acele rețele de universități europene, un proiect al Uniunii Europene la inițiativa Franței, în care noi am mers alături de cele mai prestigioase instituții de învățământ superior agricol din Europa. E drept, având ca lider de proiect un consorțiu al instituțiilor de învățământ superior agricol și de cercetare din Franța. Franța este o putere agricolă, trebuie cunoscut. Deci faptul că suntem căutați ori de câte ori se construiesc parteneriate, spune ceva, cred eu, într-un mod foarte clar despre prestigiul acestei universități, la care ținem foarte mult. Este un prestigiu indubitabil câștigat în timp și nu cred că trebuie să dăm cifre, poate nici nu le aveți, că aproape toți absolvenții
universității dumneavoastră? 86% își găsesc în prima jumătate de an un loc de muncă în domeniu sau într-un domeniu conex agriculturii. E un proces... 86% este un proces foarte, foarte, foarte mare. Foarte bun, da, foarte adică, bun. Adică, practic, îndrăznesc să spun doar cine nu vrea să-și găsească, nu-și găsește, da. Adevărul ăsta este, da. Suntem, a spus că, da, prestigiul se construiește în timp. Îmi place să repet, această universitate a pornit în anul 1852 de la Școala Superioară de Agricultură, a trecut prin mai multe etape, a fost Academie de Înalte Studii Agronomice, a fost Institutul Agronomic Nicolae Bălcescu, și acum Universitatea Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Dar, indiferent de titulatură, ștacheta niciodată n-a fost nu, și vă mai spun ceva. Sus, în urmă cu 10 ani, în România existau 1 milion de studenți. 1 milion. Acum sunt 500.000. Deci a fost la nivelul întregului sistem românesc de învățământ superior o scădere, pot spune eu, dramatică. Pe toată această perioadă, în universitatea noastră, numărul de studenți a rămas constant la circa 12.000. Deci faptul că în ultimii 10 ani am înregistrat un nivel constant, practic constant al numărului de studenți, este o altă dovadă a atractivității pe care reușim să o demonstrăm la nivelul USAMV București. O atractivitate care... Vreau să vă spun că e îmbucurător faptul că și colegii de la USAMV Iași, USAMV Cluj, USAMV Timișoara înregistrează de asemenea o atractivitate ridicată față de alte universități din alte domenii, ceea ce, cred eu, este îmbucurător pentru agricultura românească. Îmbucurător pentru că totul pornește de la nevoia presantă a agriculturii de specialiști cu înaltă calificare. Și încă nu avem acele reglementări prin care, știți că sunt țări europene în care nu poți să profesezi în domeniul agriculturii dacă nu ai o diplomă de la un institut de învățământ superior agricol. Asta așa este. N-am ajuns acolo, dar diplomă de învățământ superior. Exact. Deci n-am ajuns acolo, dar se vede că tinerii noștri au înțeles și fără să există o obligativitate, se îndreaptă natural către universitatea noastră. Deci vreau să vă spun că au fost ani în care au fost ocupate integral, bun, locurile de la buget în fiecare an s-au ocupat integral, dar au fost ani în care am ocupat inclusiv toate locurile cu taxă până la limita superioară a capacității de școlarizare. Termin cu o întrebare așa mai delicată. Sunt mari taxele pentru cei care nu reușesc să prindă locuri bugetate? Nu, taxele, am făcut eforturi, chiar dacă asta înseamnă să compensăm, să subvenționăm din alte surse de finanțare, taxele sunt la un nivel mai mult decât moderat. Deci un efort pe care îl face universitatea. Da, pentru a putea da șansa și acelor tineri care, pentru început, nu prind un loc la buget, și aici aș vrea să accentuez acest lucru, un student care nu prinde loc la buget în primul an ține doar de el, de rezultatele pe care el le obține la sfârșitul primului an, să treacă pentru anii 2, 3, 4 la buget. Pentru că la sfârșitul primului an se reface clasamentul și un student care pe baza mediei de la bacalaureat, interviu, etc., să spunem că a intrat pe un loc cu taxă, ține doar de el, de munca pe care este pregătit să o depună pentru a avea rezultate bune la sfârșitul primului an și va glisa automat la buget. Deci, să plătească taxă nu e o fericire pentru nimeni, chiar dacă sigur, taxele sunt moderate. Da. O precizare absolut necesară și importantă, că dacă înveți în primul an, poți să treci în rândul celor... Cu siguranță și mai mult decât atât, bursele pe care poți să le iei cumulat lună de lună, oricum sunt mult mai mult decât taxa pe care o plătești. Categorii, ca să-ți faci un calcul foarte concret. Da. Deci, deci depinde doar de tineri. Cei importante. Care sunt serioși da, și depun eforturi în sensul ăsta, cred, sunt convins că își pot construi o carieră de succes. Pentru că agricultura absolut va fi un domeniu
întotdeauna important în România. Ea este și acum o ramură de bază a economiei românești și putem să o potențăm și mai mult. Poate nu mai avem nevoie de unele meserii pe baza evoluției tehnologiei, dar de hrană întotdeauna omenirea va avea nevoie. Și asta se produce în agricultură. Deci, domn profesor, ce să vă spun? Să vă felicităm pentru ceea ce ați făcut până acum și să urăm succes celor care urmează să dea examene. Le urăm începând cu 12 iulie, deci, imediat, 12 iulie încep, imediat după finalizarea examenului de bacalaureat și anunțarea rezultatului final, 12 iulie începem înscrierile și sunt convins că vom avea un an foarte bun. Există și sprijin special dedicat absolvenților de învățământ liceal din mediul rural, ceea ce este foarte bine și cred eu că acest absolvenț ai învățământului liceal din mediul rural, de școala să fie în mediul rural, e normal să se îndrepte spre prepondere către universitățile de științe agricole și medicină veterinară. Și când vorbești de sprijin, ce constă concret sprijinul ăsta pentru... Sunt locuri dedicate, special finanțate de la buget, sunt burse, au avut loc programe de sprijin de pregătire pentru admiterea la facultate. E vorba de forme cât se poate de concrete de sprijin pentru absolvenții de învățământ liceal din mediul rural. Sunt locuri destinate, dedicate acestor absolvenți. Și e normal să fie așa, pentru că trebuie să fie încurajați, tocmai pentru micșorarea decalajului care, din păcate, există între mediul rural și mediul urban în prezent în România. Da. Deci trebuie care e reparatorie, într-un fel, știi? Sigur, exact. Da. Compensează acest decalaj regretabil care există încă, din păcate, între mediul rural și mediul urban. Trebuie avantajați sigur pentru că a compensa aceste dezavantaje tinerii care vin din... Deci, domn profesor, încă o dată să terminăm să spunem câte locuri sunt la admiterea din acest an. 1.348 de locuri la buget și 1.405 locuri la taxă. Deci aproape 1.400 de locuri la buget. Pentru toate specializările din cele 7 facultăți ale USAMV București. E un număr foarte, foarte generos care a rezultat în urma rezultatelor din anii trecuți. Din anii trecuți, da. Pentru da. Că universitățile care anii trecuți nu au dovedit atractivitate ocupându-și locurile la buget în măsura în care am făcut-o noi, sigur că da, anul acesta au primit mai puțin. Noi am primit mai multe tocmai pe baza atractivității dovedite din anii anteriori, a credibilității de care ne-am bucurat în rândul tinerilor care au venit pentru a deveni studenți ai USAMV București. Domn profesor, încă o dată numai bine și succes. Vă mulțumim mult pentru interesul acordat și pentru susținerea învățământului superior agricol și al agricultorii românești.